Vă salut, prieteni, sunt Cristian Alexandrescu. Azi, despre mari scandaluri de corupție din istoria României. Afacerea Skoda, 7 miliarde de lei și șpagă. Scandalul a fost atent mușamalizat în perioada interbelică, astfel că niciun politician nu a plătit în mod direct pentru achiziție ilegală. Totuși, clasa politică în ansamblu a avut de suferit că scandalul a favorizat ascensiunea mișcării legionare, scrie Costel Crangan. Afacerea Skoda a fost unul dintre cele mai răsunătoare scandaluri politico-financiare din istoria României, fiind și cel mai controversat episod de corupție din perioada interbelică. La baza lui a stat un contract pentru înzestrarea armatei române cu armament în valoare de aproximativ 7 miliarde de lei, semnat în 1930 de guvernul Maniu cu uzinele de armament Skoda din Cehoslovacia. Negociat în netă de favoare față de statul român, contractul a provocat o puternică criză politică, scoțând la iveală corupția generalizată din aparatul administrativ, starea extrem de precară a armatei române, violarea secretelor de stat, implicarea politicienilor până la nivelele cele mai înalte și culminând cu implicarea regelui Carol al II-lea și a camarilei regale. Cazul a scandalizat opinia publică și a fost cap de afiș pentru mai mulți ani de la izbucnirea lui. A fost pe larg instrumentalizat, având în final un efect devastator asupra încrederii populației în instituțiile statului democratic. În contextul în care Europa se afla în plin proces de înarmare și în pragul izbucnirii celui de-al doilea război mondial. În data de 17 martie 1930, Ministerul Apărării Naționale a semnat un contract de furnizare de armament cu uzinele Skoda în valoare de 1250 milioane lei pentru pușmitraliere și 5500 milioane lei pentru tunuri, în total 6,75 miliarde lei. După cum avea să susțină mai târziu Iuliu Maniu, Guvernul Național Țărănesc, prezidat de el, avea deja un plan de modernizare și înarmare cu mult înainte de această dată. Totodată, România încerca în acest fel să-și onoreze angajamentele economice față de mica înțelegere, în speță cu Cehoslovacia, alianță care până atunci nu jucase decât un rol minor. Din partea Ministerului a semnat generalul Henry Cichoski. Titlul din ziarul Adevărul, în perioada interbelică, privind afacerea Skoda, Foto, Muzeul de Istorie. În 1931, la numai un an de la perfectarea contractului, de data aceasta sub guvernul Iorga, apar primele indicii de nereguli. Noul ministru al apărării, generalul Constantin Ștefănescu Amza, un apropiat al regelui Carol al II-lea, constată că echipamentul furnizat nu corespunde standardelor armatei și solicită sistarea temporară a comenzii. Nemulțumită, conducerea uzinelor Skoda l-acuză pe Amza că încearcă să saboteze contractul. În ciuda diferendelor, contractul se derulează în continuare. Scandalul propriu-zis izbucnește în primăvara lui 33, la 3 ani de la semnarea contractului. În urma unui telefon anonim, în data de 10 martie, Finanțele operează o percheziție la sediul firmei din București, pe motiv că aceasta nu ar fi plătit mai multe impozite datorate statului. În seiful din biroul lui Bruno Selețchi, reprezentantul uzinelor Skoda, sunt găsite mai multe documente militare secrete din Arhiva Ministerului Apărării cu privire la Sistemul Național de Apărare, documente despre contractele statului cu alți furnizori de armament. Pe lângă acestea sunt descoperite liste cu sume mari de bani, circa 25 de milioane de lei, alocați unor nume codificate. Reacția inițială a autorităților a fost ambiguă. Ministrul Justiției, țărănistul Mihai Popovici, sistează percheziția și încearcă să mușamalizeze rapid cazul. În aceea seară, profitând de faptul că jandarmii puși de pază sunt retrași printr-un ordin misterios, Bruno Selețchi pătrunde înapoi în sediul firmei, rupe sigilile și dă foc actelor. Presa, mai ales ziarul Adevărul, nu întârzie însă să publice articole incendiare despre afacerea Skoda. Scandalul se extinde rapid și în Parlament. Sub presiunea opiniei publice și a Parlamentului, pe 24 martie, i-a arestat Bruno Selețchi. Implicat direct, generalul Sică Popescu din Corpul I de Armată se sinucide. Aparent, scandalul se stinge odată cu condamnarea lui Selețchi la 5 ani de închisoare pentru deținere de acte secrete și violare de sigiliu. Selețchi este apoi expulzat din România. Cu toate acestea, rămân nedeslușite chestiunea persoanelor mituite care se aflau în spatele denumirii cifrate de Pelelibus, precum și a sumei de 25 de milioane mită. Documentele găsite sunt pline de cuvinte cifrate, ziariștii de la Adevărul deslușesc că Romiman înseamnă comision, reprezentantul cauciucului, era ministrul de finanțe, cel al apărării,
Reprezentantul lemnului, contul secret din care se plăteau comisioanele, se numea Pelelibus, iar colonelului Șpăgar Georgescu, care fusese delegat de MAN pe lângă reprezentanța Skoda, îi se spunea simplu Aki FX Xia FS IX He. Însă oficial aceste lucruri nu vor fi confirmate niciodată. Nemulțumiți de atitudinea mult prea permisivă a guvernului PNL, un grup de deputați din partidele de opoziție, în frunte cu Nicolae Lupu, adresează o interpelare oficială guvernului pentru o prezentare mai clară a afacerii. Din grupul de deputați făceau parte Constantin Bacalbașa, independent, Virgil Magiaru, PNS, Grigore Iunian, PRS, Octavian Goga, PNA, chiar și din PNL s-au sesizat Gheorghe Brătianu sau Constantinescu Bordeni. În urma acestui demers se profilează soluția constituirii unei comisii parlamentare care să ancheteze cazul în detaliu. Vor fi de fapt două comisii care se materializează la mai bine de un an de la izbucnirea scandalului. Cea din Camera Deputaților e formată din 30 de deputați din toate partidele parlamentare și începe lucrul la 12 mai 1934. Comisia Senatului se formează din 23 de membri și începe ancheta la 30 iunie. Ancheta își propunea să răspundă la trei întrebări fundamentale. Era contractul în dezavantajul statului român? Dacă da, cine era responsabil? Cine erau persoanele corupte? Existau câteva probleme corelate. Criza din armată, prestigiul PNC, posibilitatea unei înșenări din partea PNL împotriva PNC, mușamalizarea inițială a afacerii. Cercetările au durat foarte mult, până în 7 decembrie 1934. Raportul nu a apucat să intre în Parlament în ultima ședință a anului și s-a amânat pe motiv de vacanță de iarnă. La reluarea activității parlamentare s-a încercat scoaterea din discuția raportului, s-au tărăgănat din nou lucrurile pe fondul scandalurilor dintre politicieni și partide. Raportul comisiei a intrat în discuție abia la ședința din 8 martie 1935. Referitor la întrebările fundamentale, cărora își propusese să le găsească un răspuns, raportul a stabilit în primul rând că statul român a fost categoric defavorizat în contractul cu uzinele de armament Skoda. Existau daune de cel puțin 1,7 miliarde de lei în comenzi prin practicarea de prețuri crescute ilegal în dauna statului. Mai mult s-a descoperit că interesele industriale naționale fuseseră neglijate, factorii de decizie competenți nefiind consultați. Mai bine de o treime din contract ar fi putut fi repartizat firmelor autohtone cu profil industrial, precum uzinele Reșița, Malaxa, Vulcan, Copșa Mică, Cugir, Astra, Romloc. În ceea ce privește chestiunea responsabilităților, Comisia Parlamentară i-a indicat doar pe directorul ceh Bruno Selețchi și pe Romulus Boilă, membru PNC care nu a putut justifica o parte din avere. Colonelul Sică Georgescu a fost învinuit că ar fi primit comisioane. Răspunzător a fost considerat și fostul ministru al apărării, generalul Cihoschi, cel care semnase contractul. Alt învinuit a fost ministrul justiției, Mihai Popovici, care a asistat percheziția din 10 martie 1933. În sfârșit, în pledoaria finală, răspunzător pentru întreaga afacere a fost făcut guvernul PNC din 1930, prezidat de Maniu. A treia întrebare, referitoare la comisioanele plătite unor persoane suspuse, nu s-a putut clarifica. Comisia a stabilit că în spatele denumirilor cifrate se găseau comisioane, cheltuieli administrative, onorarii pentru avocați, în general mită pentru birocrații. Însă nu a putut stabili niciun nume sau personaj concret. Dezbaterile care au urmat prezentării raportului Comisiei Parlamentare au durat mai bine de o lună. S-a delimitat o critică aspră la adresa PNC și a lui Iuliu Maniu. Țărăniștii au ripostat acuzând liberalii de orchestrarea întregului scandal împotriva partidului și a liderului său de o amplă campanie de calomniere împotriva lor. Maniu a argumentat cu buna sa credință, sublinind necesitatea de înarmare, planurile guvernului său, dorința PNC de a grăbi înarmarea țării în contextul unei Europe în plină campanie de înarmare, în frunte cu Germania, dar și a pretențiilor revizioniste ale Ungariei. Maniu s-a disculpat, susținând mai departe că nu era la cunoștință de neregulile din contract. El a mers mai departe, acuzând pe colonelul Pompoiu de falsificarea unui proces verbal care l-ar fi indus în eroare. Însă, colonelul Pompoiu era prim comisar regal, un apropiat al regelui Carol al II-lea, lucru care complica și mai mult chestiunea. Mai mult! Maniu considera că s-ar fi intervenit pe lângă Selețchi pentru a face acuzații la adresa guvernului său. Concluzia era că afacerea era o scenare la adresa PNC cu concursul PNL al regelui și al Camarilei. Astfel,
Rolurile aproape că se inversează. Din principal acuzator, PNL se găsește în banca acuzaților. Paradoxal, atacurile la adresa lui Maniu, indiferent de proveniența lor, eșuează. Liderul sărănist continuă să fie cel mai popular politician. Acuzația lui Maniu la adresa comisarului Regal Pompoiu, aluziile la camarila regală, deschid pista unei implicări la nivel înalt cu concursul regelui Carol al II-lea. Maniu face mai multe declarații publice, însă multe sunt cenzurate. Atacurile la adresa Elenei Lupescu, pe care Maniu o considera adevărata responsabilă, sunt complet suprimate din declarațiile sale publice. În fapt, Elena Lupescu era personajul cheie din camarila regelui Carol al II-lea. Maniu a acuzat că vrea să desfințeze instituțiile fundamentale ale statului. Ținta atacului ar fi fost fiul lui Maniu, iar afacerea ar fi fost un instrument util camarilei pentru compromiterea lui. Întrucât Maniu nu mai putea fi implicat, clarificarea afacerii nu mai era în interesul camarilei și a lui Carol. Ramificațiile afacerii erau mult mai intense, iar dacă se stăruia asupra scoaterii la lumina unor vinovați, exista pericolul unui efect de bumerang asupra altor afaceri cu statul pe care le derulau regele și camarila. În procesul intentat celor acuzați, toți cei implicați au fost achitați în februarie 1936. Justiția nu a putut proba vinovăția niciunuia dintre acuzați, Romulus Boilă și averea pe care nu o putea justifica, sau comisioanele pentru Sica Georgescu. Singurul condamnat rămâne cehul Seleț. Afacerea Skoda a avut numeroase implicații pentru viața politică din România interbelică. Rezultatul anchetei nu a mulțumit pe nimeni, însă a constituit un punct culminant într-un proces mai amplu care frământa societatea română. Europa se înarma, iar armata română nu făcuse aproape niciun progres. Configurația politică europeană se schimba, național-socialismul din Germania devenea o forță de neoprit. Se apropia cel de-al doilea război mondial, iar scandalul Skoda periclitase înarmarea armatei române. Dotarea sa era complet depășită. În ceea ce privește scena politică internă, scandalul a scos în primul rând la iveală o dușmănie ireconciliabilă între cele două mari partide românești, PNL și PNţ. Opinia publică, complet bulversată, și-a pierdut încrederea în politicieni. După cum concluziona ziarul Adevărul din 11 iulie 1934, nicio afacere, din câte cunoaște cronica scandalurilor politice de la noi, nu a produs atâta vâlvă și nu a dat atâtea pagini de senzațional ca afacerea Skoda. PNţ-ul, care câștigase primele alegeri cu adevărat democratice, ieșea șifonat de acuzațiile de corupție și cu un electorat dezamăgit de promisiunile neîmplinite. Partidul istoric PNL apărea acum responsabil cu discreditarea PNţ și a lui Maniu. A reieșit de altfel un consens general asupra corupției generalizate din politică și administrația statului. S-a periclitat astfel încrederea în instituțiile democratice. Pe acest fond a avut loc o creștere masivă a popularității grupărilor care susțineau un mesaj anticorupție. De acest impas democratic a beneficiat în special Mișcarea Legionară, care printre altele avea un mesaj politic explicit anticorupție. De fragilitatea și dezvinarea clasei partidelor politice a beneficiat în final regele Carol al II-lea, care avea să instaureze dictatura regală în 1938. A încheiat Costel Crangan pentru adevărul.ro. Da, și spunem că e istorie trecută. Miramași. Prieteni, sunt Cristian Alexandrescu. Ca de obicei vă spun, pe curând.